Misiunea specială Ajutoarele Moșului. 400 de copii și seniori cazați din centrele de asistență socială din județ au simțit bucuria apropierii sărbătorilor de iarnă. Asta după ce au fost vizitați de polițiștii și voluntarii Crucii Roșii, care le-au oferit cadouri și așa au reușit să aducă un zâmbet pe fețele celor necăjiți. Copiii, bucuroși de surpriza oferită, i-au răsplătit pe oamenii în uniformă cu colinde tradiționale. Misiunea specială Ajutoarele Moșului este o acțiune a polițiștilor hunedoreni, alături de angajați din cadrul instituției prefectului județul Hunedoara, pompieri și jandarmi, care au răspuns inițiativei Crucii Roșii, sub filiala DEVA, de a face o bucurie copiilor și seniorilor instituționalizați în preajma sărbătorii nașterii Domnului.